eu vă mulțumesc că ați dat curs acestei invitații. Vreau să spun că în aceste zile, așa cum am dispus, am muncit grupul de lucru cu ancheta internă despre care v-am informat. Ieri până seara târziu, practic toată ziua, primele discuții le-am avut cu domnul viceprimar la ora 4 dimineață. Astăzi, după care am avut discuții în prima jumătate a zilei, mai multe ședințe la acest capitol și vreau să vă comunic următoarele. Deci, așa cum ziceam, am primit raportul grupului de lucru inițiat pentru a efectua ancheta de serviciu și ancheta internă în urma evenimentului și incidentului tragic care a avut loc sâmbătă aceasta. Membrii Comisiei de Anchetă Internă au stabilit circumstanțele, au audiat toate persoanele, au ridicat toate actele care erau și sunt disponibile și le-au analizat. Așa cum ziceam, este regretabil că viața omului nu se întoarce. Responsabilitățile în acest sens sunt divizate în procesul de lucru, în acest domeniu. Ceea ce suntem obligați să facem cu toții, să asigurăm că astfel de lucruri să nu se mai întâmple. Ne-am propus să avem un oraș sigur și investim foarte mult în acest deziderat și aceasta trebuie să fie o prioritate absolut pentru toată lumea și absolut la toate nivelurile, fie că este administrația publică locală, fie că este vorba de Chișinău, Cimișlia, Bălți sau oricare altă localitate din Republica Moldova, dar și administrații publice centrale. Deci, în urma raportului avem constatate următoarele lucruri. Spațiile verzi au solicitat în luna septembrie anul trecut, 2021, autorizația pentru defrișarea și curățarea a mai multor copaci de pe teritoriul Chișinăului, inclusiv din Parcul Alunel. Autorizațiile au fost eliberate de Agenția de Mediu în luna februarie, deja în anul curent, în anul 2022. Deci peste 5 luni de zile. Între timp, de 5 luni până au venit autorizațiile de la Agenția de Mediu, toate adresele au devenit prioritare pentru spațiile verzi, deoarece toate prezintă pericol. Odată ce au fost desemnați acești copaci spre defrișare sau curățare, îndeosebi în urma calamităților naturale care au loc în diferite perioade, dar și în perioada de iarnă special. Din februarie și până în prezent, spațiile verzi au intervenit și intervin în continuare pe multe adrese, inclusiv în Parcul Alunel. În ceea ce ține de defrișarea copacilor, la capitolul curățare, în lista unde era inclus și acest plop pentru care a fost eliberată autorizarea, potrivit responsabililor de la spații verzi, în procesul anchetei, au motivat mai multe circumstanțe, precum că dacă ar fi fost aceste lucruri, autorizația emisă, spre exemplu, în decurs de 10 zile, o lună, atunci când exact este clar care dintre crengi sunt fără frunze, nu sunt înverzite, este mult mai simplu să acționezi. Din februarie până în martie-aprilie, când este perioada de înverzire, este mai complicat să intervii în această procedură. Au fost și alte argumente pe care eu nu le califica fiind suficiente în acest sens și am rugat să fie și comisia cât se poate de exigentă în această privință. Motive tehnice de lucru, alte aspecte legate de timpul de afară. Persoanele audiate au specificat că blocajul din septembrie, repet, 2021 până în februarie 2022 din partea autorităților centrale de specialitate în procesul de autorizare a lucrărilor de defrișare și curățare a creat o supra-solicitare a serviciilor de defrișare și curățare. După deblocarea procesului de autorizare în luna februarie 2022, repet, peste 5 luni. Și încă o dată spun foarte clar și pentru toată lumea
Nu există nicio explicație plauzibilă în acest sens. Viața omului nu se întoarce. Comisia a notat că PICAS nu a identificat elemente de rea credință sau rea intenții din partea directorului Asociației de Gospodărire a Spațiilor Verzi. În rezultat, șeful Spațiilor Verzi va fi eliberat din funcție. Iar așa cum au recomandat membrii comisiei, nou director la Spații Verzi va iniția o anchetă de serviciu în privința vicedirectorului de Ramuro, Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, al inspectorului de sector, al maestrului și maestrului superior, fie alți angajați care ar avea tangență cu acest caz vizat în raportul de anchetă. Sugestia mea este ca acești domni să nu aștepte următoarea anchetă, fie binevol să-și depună demisia, fie cu certitudine urmează să fie demiși din funcție. După ce se vor expune organele de drept, am spus asta și acum câteva zile, că suntem gata absolut cu toate materialele și cu tot efortul, cu toate resursele, să contribuim la anchetă. Și eventual instanța pe acest caz vor fi clarificate toate circumstanțele, vom reveni la subiect și vom decide dacă eventual mai este loc pentru unele persoane în aceste condiții să muncească. Situația este mult mai gravă, iar această problemă trebuie privită mult mai larg, atât în Chișinău, cât și în toată Republica, repet, pentru că problema nu este doar în Chișinău, ați văzut și reacția celor de la Bălți, ați văzut și reacțiile altor primari, ceea cu ce ne confruntăm, adică această birocrație excesivă, tergiversarea proceselor, nu fără partea divină, repet, a spațiilor verzi, este una absolut neadmisibilă în această privință. Reiterez, să fie foarte clar pentru toată lumea. Doar pentru perioada ianuarie-mai 2022, către Agenția de Mediu, Spații Verzi a înaintat pentru a obține autorizații și anume arbori propuși pentru curățare 3066, dintre care 2288 autorizați. Adică 30% lăsate fără niciun fel de atenție. Asta ar însemna, ipotetic, că oricare din acești arbori ar putea să prezinte pericol ulterior. Oricare. Și acest factor se cumulează. Arbori pentru difrișare, o altă statistică și mai gravă. 620, dintre care 242 doar autorizați. Pentru toată această discuție, pentru toate aceste rapoarte, avem documentele confirmative. Ceea ce se întâmplă cu ceilalți, repet, aproape 400 de arbori care sunt dați pentru defrișare și restul de aproape 1000 propuși pentru curățare, rămâne, cred că să determinăm împreună cu toată lumea și aici este rolul foarte important, inclusiv a mass media. Pentru că, repet, și acești arbori prezintă pericol fiind evaluați de către specialiști. Revenind, an de an, amânând și tergiversând aceste procese, acești copaci ajung într-un hal fără de cal. Doar în ultimele zile am evaluat mii de copaci în stare avansată de degradare, care prezintă pericol. Am primit sute de poze și dumneavoastră le puteți vedea, inclusiv pe rețelele de socializare, în comentarii. Le-am structurat, analizat pe toate, transmis responsabilul și credeți-mă că marea majoritate a lor, sau o bună parte, sunt în lista de așteptare. Iar pentru a interveni, repet, Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi nu are mandat, nu are voie, nu are drept fără aviz de la Agenție de Mediu. Nici la defrișare, nici la curățare. Iar spre
mare regret, așa că în acest caz sau alte cazuri sunt 5 luni în zona de așteptare pentru intervenție, în cazul în care este un aviz pozitiv. Și doar după eliberarea autorizațiilor, până vine echipa spații verzi la fiecare copac din acea listă, fiecare copac, creangă, repet, prezintă pericol iminent pentru cetățeni. Dacă vreți, noi vă arătăm aceste poze, aceste dosare și multe altele. Și ca aceste atribuții să nu fie pasate de la autoritate la alta, am zis, primăria, în persoana mea, inclusiv în ceea ce ține de componența comisiei, a luat decizia respectivă și deopotrivă solicităm de cealaltă parte demisia sau eliberarea din funcția conducerii Agenției de Mediu, care potrivit anchetei interne tergiversează multe procese care nu duc la șifonarea imaginii primarilor, primăriilor, localităților, dar la situații grave. Și acest lucru nu poate fi admis pe viitor. Împreună cu juriștii vom înainta un demers către guvern, către administrația publică centrală, privind inițierea unei anchete de serviciu împotriva conducerii Agenției de Mediu, deopotrivă, pentru clarificarea informațiilor și contradicțiilor enunțate în prezentul raport, cu solicitarea eliberării în corpore din funcția conducerii agenției sau a responsabililor nemijlocit pe domeniile de activitate. În cazul în care, cu certitudine, se va testa veridicitatea informațiilor cu privire la aceste blocaje, intenționate sau neintenționate, tergiversări și inducerea în eroare, inclusiv a opiniei publice, ceea ce s-a întâmplat în zilele precedente. Repet, primăria, așa cum am promis sâmbătă și duminică, vă duce până la capăt, termenul era până miercuri, am zis să urgenteze, au lucrat non-stop și deciziile le-am făcut public. În același timp, nu țin minte, deși sunt situații de calamități, sunt situații unde există vina responsabililor, nu țin minte, în așa situații sau mai grave, care au loc în țară, măcar cineva să fie reacționat de la guvern, cu o demisie, minister, agenție sau instituție. Cred că e un lucru absolut normal într-o democrație și reiterez, primăria municipiului Chișinău este gata să coopereze cu fiecare în ceea ce ține de anchetă, să pună la dispoziție absolut toate materialele la solicitare, oricând, și solicităm de cealaltă parte sancționarea responsabililor de la Agenția de Mediu. Cred că așa este corect. Totodată, așa cum am promis și cum va comunica și domnul viceprimar, am vorbit și în cadrul ședinței operative, vom institui un grup interinstituțional de lucru format din reprezentanții APL, administrații publice locale, solicităm prezența aici administrații publice centrale, a societății civile, inclusiv a ONG-urilor care au protestat, inclusiv a reprezentanților societății civile responsabile de domeniul mediului, în vederea identificării soluțiilor pentru evitarea unor cazuri similare, verificării și monitorizării deopotrivă a procesului de defrișare, curățare a arborilor din raza municipiului Chișinău. Ieri am văzut diferite interpretări în media că s-a făcut, că nu s-a făcut. S-a făcut. Monitorizarea, evaluarea s-a făcut și se face permanent acest lucru. Anume din acest considerent și pentru a evita orice speculații, solicităm implicarea reprezentanților societății civile și accentuez celor care au ieșit la protest sau care sunt interesați ca parte componentă a acestui grup de lucru, ca să vedem tot procesul cum demarează de la până la și să nu existe interpretări. Asta am avut a vă spune și sper că fiecare pe domeniul său de responsabilitate vă face deducțiile respective. Sunt gata să vă răspund la întrebare. Ce înseamnă такой долгий период? Какие бюрократические проволочки? Имеется в виду, что долгое оформление документов?
Я не хочу давать оценку данному состоянию. Мне кажется, что абсолютно очевидно, что на самом деле такой вот подход может быть обозначен как минимум халатным. Может быть, существуют различные аргументы, но в таких вот случаях, мне кажется, что они абсолютно недопустимы. Это мое мнение, но предлагаю, чтобы все-таки в рамках анкеты открытого уголовного дела все эти вопросы были очень тщательно проанализированы, и абсолютно все, кто каким-то образом допустил пренебрежительную оценку или не предпринял соответствующие действия, чтобы понесли соответствующую ответственность. А усилены сейчас проверки, Итак, эта проверка ведется, но для того, чтобы не было никаких интерпретаций в данном ключе, поэтому есть предложение вовлечь в данную рабочую группу представителей НПО, тех, которые желают, еще раз подчеркиваю, в том числе тех, которые протестовали вчера, для того, чтобы очень четко понимать суть процесса, раз, и два, где, кто и на каком этапе не дорабатывает или может улучшить свои, скажем так, способности реагирования на любую из ситуаций. Domnule primar, vă rog o concretizare. Deci, copacul cu pricină a fost în lista de curățare expediată Agenției Mediului anul trecut, da? Din informația Comisiei de Anchetă, spre curățare, acest copac a fost inclus în lista respectivă. Și el a fost în lista peste jumătate de an care a primit autorizație. Septembrie 2021, autorizația eliberată, februarie 2022, așa cum am spus. Da, și deci nu a ajuns timp ca acesta să fie deficitat din cauza... V-am spus, eu nu am găsit în aceste condiții argumente suficiente din partea, cel puțin, a spațiilor verzi. Am spus care sunt ele. Dar cred că este absolut inadmisibil ca un proces să dureze 5 luni de zile în asemenea circumstanțe. Odată ce cei de la spații verzi știau că copacul reprezintă un pericol, de ce zona nu a fost izolată? Poftim? De ce zona nu a fost izolată? De ce nu a fost ceva care să atenționeze oamenii? Zone de genul acesta sunt pe întreg teritoriul municipiului Chișinău. Nu sunt deloc puține. Repet, aici toată lumea trebuie să-și coordoneze activitățile și să intervină prompt. Nu să aștepte jumătate de an. Și vă rog foarte mult, anume din acest considerent, să reflectăm împreună cu toți cât se poate de obiectiv această situație. Este foarte important ca să evităm pe viitor orice consecințe neplăcute. Există în capitală, mă scuzați, există în capitală un parc unde nu sunt copaci care reprezintă pericol? Nu înțeleg întrebarea dumneavoastră. Există în capitală un parc unde nu sunt copaci care reprezintă pericol? Nu știu cu ce scop o întrebați dumneavoastră. Vreți ca cineva mâine să se ducă să taie un crac și după asta să se întâmple ceva? Ca eu să vă răspund la... Există o evaluare foarte clară, făcută și vă rog, în cadrul acestui subiect, să faceți cât se poate de multă lumină și ca toată lumea absolut responsabilă nu să paseze de pe unul pe altul, dar să fie responsabilă de domeniu în acest sens. Cel care îi eliberează, să îi elibereze la timp, cel care trebuie să intervină, să nu acumuleze și să poată interveni la timp. Dumneavoastră, ca mass media, să puteți evalua situația în teren real și să știți, repet o dată în plus, pentru că am văzut diferite interpretări în spațiul public, nu poate fi tăiat sau curățat un copac fără aviz pozitiv. Dacă se intervine, amenda este enorm de mare. Și avem astfel de cazuri. Cine va fi noul șef al direcției? O să decidem împreună cu echipa. În cât timp se va decide acest lucru? Foarte rapid. Să
У нас есть случаи на территории учебных заведений, когда это штрафы доходили до 100 тысяч лей и больше. Есть документы в этом, и просто люди отказывают. Они ни функционально, ни юридически, ни физически не хотят этого делать. И я очень, еще раз повторяю, надеюсь, что понесут соответствующие административно, уже в ходе анкеты, если будет обозначено, и другого рода ответственность. Но очень прошу, чтобы это было не однобоко. И, наверное, сейчас время, когда все должны понимать, как эти процессы происходят. Потому что, еще раз повторяю, не только проблема одного парка, это проблема всего Кишинева и каждого населенного пункта страны. Спросите у любого примара, каким образом проходит процесс координации, соответствующий с агентством. И как за последнее время все это усугубилось. Еще вопрос? Еще раз, детские лагеря работали в упрощенном режиме или вообще не работали за последние годы, годы пандемии. Поэтому лично распорядился, чтобы в течение нескольких дней соответствующие отчеты были предоставлены, начиная от техники безопасности и заканчивая вот ситуацией, связанные с растительностью и так далее. То есть это не только окружающая безопасность, но и вообще в принципе? В принципе все, да. А сколько людей? У нас последняя информация актуализируется сейчас, сколько должно было быть открыто. Я просто попрошу коллег, чтобы они опубликовали сразу после заседания. Потому что есть дневные, есть постоянные. Мы себе это наметили как приоритет, учитывая то, что дети должны социализировать, но опять же, все это должно быть максимально безопасно. И для снижения рисков, еще раз, чтобы все это перепроверили. Алтын Требарь, Санитати Савец.